Da, din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii, 4 minute peste ora 8 în acest moment. Spuneam că astăzi începe și Oktoberfest în Est, pentru că numai la noi poate fi așa, Oktoberfest în septembrie, nu? Sau e ca marea revoluție rusă din octombrie care se desfășurat în noiembrie. Da, și Oktoberfest a fost la Brașov pe 6 septembrie. Deci încă un pic și era Oktoberfest în august. Ei, Septemberfest, mai bine. Am să o spunem pe aia dreaptă, sau cel puțin din punctul meu de vedere. Din totdeauna mi-am dorit să ajung la Oktoberfest, dar la ei acolo, adică... Cred că e viața nu acolo. Cred că... Nu, viața și acordeoane, nu s-o... dar uite că până să ajung eu să văd Oktoberfest-ul acolo, în Germania, la mama lui, a venit Oktoberfest-ul la mine. E de bine, e de bine și abia aștept să văd ce va fi astăzi, plus că, după cum vă spuneam, aspecte de la Oktoberfest vor fi transmise în direct aici la Bucovina TV, începând cu ora 16, așadar deschideți dumneavoastră aparatele TV, să ne vedeți. Bună dimineața, domnul doctor, alături de noi, sau ni se va alătura în puține momente, așa cum am stabilit încă de ieri, și doctorul Florentin Haidamac. Spuneam că astăzi începe Oktoberfest. Știți care e chestia care o... sau cum văd eu așa la Oktoberfest, pe lângă faptul că e muzică, că sunt toți vesele acolo și se numește? Da. Multă bere. Da, să plătești berea. Da, multă bere. Am auzit să vină domnul doctor în emisiune și o să ne explice că trebuie să fie un consum moderat de alcool. Nu, facem media pe an, bem acum așa și pe mă aplicăm media. Da. Renunțăm la... Deci e multă, multă bere. Eu așa știu, sau cel puțin așa văd. Dacă mă întreabă cineva de Oktoberfest, primul lucru sau primul gând e bere. Multă bere. Bere, bună berea. Da, românii și ceea ce bere. Mă bucur foarte mult. Așa, de-a dreptul, ne vedem aici. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. Domnul doctor, vă băgăm așa din prima subiect, permite să raportăm și în această dimineață. Până acum am dezbătut așa un pic ce e pe teritoriul domnului Mihalescu, și anume sport, mișcare, atletism, crosul Sucevei, care va fi duminică, motivația, cât de bine ar putea să facă sportul, mișcarea în general, ființei umane. Și bineînțeles, am ajuns și la virgulițe și la alte povești și la situații deosebite în care evident aruncă ziua, viața de zi cu zi în acest domeniu. Dar aș vrea, pentru că nu mai departe de sâmbătă am citit un articol al dumneavoastră din Monitorul de Suceava, vis-a-vis chiar de această alergare. Ca să nu vă mai zic, da? O imagine cu domnul doctor, dacă vă arăt și niște imagini mai vechi, o să întreb, și să știți că m-a întrebat, dar doctorul e bolnav? Cu capul doar. La cap doar. Așa fizic nu e bolnav deloc, cu capul doar. El cu capul poate are ceva. Da. Nu, chiar nu am nici pe naiba, nu sunt bolnav, nu țin diete, nu fac nimic altceva. Ideea este că, într-adevăr, mișcarea face foarte bine ființei umane. Eu văd asta în practica medicală. În regnul animal, mișcarea este totul altfel. Gândește un pic un iepure cât aleargă și cât trăiește vreo 10 ani, 5 ani, 6 ani, iar o broască testoasă, care abia merge, trăiește sute de ani. Da. Deci aici este, da, o depinde chestie. Cum vrei să trăiești. Adică trăiești tu ca iepurile ăla sau ca broasca țestoasă? Aici este o chestie. Dar v-a semnat bombonica? Da. Broasca țestoasă? Micul dejun, da.
Broasca țestoasă este, este un, un animăluț foarte frumos, da? Trăiește sute de ani. Depinde de noroc. E conectată cu, cu istoria, e conectată cu evoluția. Deci e foarte fain. Iepurile săracul toată ziua alergă și face sport. Sărăcuțul Da, și pe un iepure de ăsta de câmp are speranța de viață cât 2-3 ani de zile. Dacă îl pui în cușcă, ați văzut, se face până îl prinde așa. Cineva, da, 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 iepurile da. Stresat iepurile stresat, nu? Îl mănâncă da. Da, rechinul, pe de altă parte, că doarme cu ochii deschiși. Sau ar fi altă explicație, dar nu insistăm. Rechinul, pe de altă parte, este obligat să se miște permanent pentru că altfel nu poate respira. Deci el prin mișcare cumva trăiește. N-ai să-l vezi pe rechin niciodată stând sau da. Domnule, stai că eu stau un pic și iau pauză. Nu, nu, rechinul permanent se mișcă. Păi și noi de când am reușit să coborâm din copac să devenim bipezi, fost, și suntem bazați foarte pe mișcare. Exact. Dacă ne dispare mișcarea, e complicat. Mișcarea o să dispară, ai să vezi, la un moment dat, pentru că din ce în ce mai puțin oameni fac sport, din ce în ce mai puțin înțeleg rolul sportului, mai ales în vremurile astea în care mâncarea e foarte proastă, aerul pe care îl respirăm este foarte prost. Avem tendința de a merge numai cu mașina, numai departe de azi dimineață, până am venit aici, mi-au ieșit creierii pe nas, pe cuvântul meu, deci așa ceva n-am putut să văd. Fac un apel la toate doamnele astea, șoferițe, care își duc copiii dimineața la școală, băi, tantelor, mai priviți și în jur un pic, băi. Pentru că, în general, așa merg. Să uite numai așa, parcă ar avea cască de mască de sudură pe ochi, da? Așa merg. Păi, mai uite stânga, mai uite în dreapta, că poate un om vrea să întoarcă, că poate unul vrea să facă la stânga, poate unul face la dreapta, da? Frumos este ca la politețe să răspunzi cu politețe. Dacă tot sunteți niște doamne și dacă tot aveți pretenția sau așteptările undeva acolo în colțul vostru de suflet naiv și așa, să fiți gingaș. Respectate și da, și gingaș, să fim politicoși cu voi, și în special în trafic, fiți și voi la fel. Am observat o chestie. Femeile niciodată nu îți favorizează o manevră în trafic. Niciodată. Niciodată. Nu. Uite așa, merg cu mâini volan, să uită, așa, nu mă înainte. Deci nu unul la ora 8, unul la ora... la ora 2, sau cum se spune. Da. N-am văzut așa ceva. Deci este, băi, chestie de politeți. Am stat 5 minute să pot să întorc, să vin în goace. 5 minute. Timp în care au trecut pe lângă mine toate mămicile astea deștepte, purtătoare cronic de ghiozdan, care își duc copiii la școală dimineața. Da, ele au treabă. Mă rog. În fine. Ăsta e orașul... Ne întoarcem pe subiectul ăsta, da, că îmi place. Da, ăsta e orașul, ăsta e traficul, 50.000 de hârburi pe drum, basculante, tot felul de chestii. Deci ai înnebunit cu creierii capului de la ora 8 de dimineață. Nu, eu de-abia aștept... Prima oară, știți unde am înnebunit noi? Bă. Prima oară am înnebunit, eu așa zic. Prima oară am înnebunit când, în loc să duci copilul la școala de lângă casa ta, nu, la școala acolo, și ai să-i vezi toți cu mașini la școală, că treci duc copilul cu mașina la școală. Dacă stai departe, da. Dar dacă ți-ai dat la școala, la grădinița sau la școala generală cea mai apropiată de casa ta, n-ar fi absolut nicio problemă. E ca la doctor. Da, la școală... Știți de unde pleacă? Doi. Apropo de mișcare, păi, dar de aici până aici ai un kilometru. În cel mai nefericit caz. Adică dacă pleci din Opcin și ai de mers la Ștefan cel Mare sau la Petru Rareș, cât ai? 2 km. Da, de la... Cât înseamnă în mers pe jos? Eu știu că din Opcin până acolo, cred că e un sfert de oră. Ce e mai bun decât o mișcare de un sfert de oră pe jos înainte de ore? Se pune sânge la mișcare. Da, dar la minus 18 grade și cu viscolul în freză. Da. Nu vă supărați, domnul doctor. Mie nu mi se pare că azi au fost minus 18 grade. Dar știi, trăiesc cu senzația că... Știți de unde pleacă toată problema? De o mentalitate foarte proastă. Spune așa, mă duc la generală 3, că sunt profesori foarte buni. Domne, jos pânăria, sunt profesori foarte buni. Da, eu spun așa, nu-l duc la generală 4. Problema aceea, planul de ore este același. Deci dacă mă duc la școala 3 sau școala 4, învățătoarea face același lucru. 1 plus 1 egal cu 2. Da. Deci da. Același lucru. Nu face nimic diferit. Deci planificarea este
aproape identică. Deci nu poți să spui chestii, știți când este un profesor bun? La liceu, când vrea să dea la mate, fizică, să dea la medicină, de-abia atunci să schimbă. Aici nu-s de acord cu dumneavoastră 100%. Fiecare profesor are... sunt și profesori mai buni și profesori mai puțin buni, ca să fim delicați în exprimare. Asta nu ar fi. Începând de la învățători, sunt unii care au o anumită modalitate de a și mai sunt și unii care mai treacă vremea. Și cu trecerea cu mașinii, când stai la Pimărășești la 6, la 200 de metri, ci 200, 100 și ceva de metri de școală și mergi cu mașina? Sunt mai mult ca sigur și asemenea cazuri. Sunt. Doi, infrastructura. Deci n-am văzut pe nimeni, n-am văzut nicăieri, dom'le, o gândire din punctul ăsta de vedere. Da? Ai să vezi, cel puțin, ce e vizibil pentru mine. E școala asta, Creangă, din Opcin, Ion Creangă, da? Vin, lasă cu mașinile la Bulevardul Mare. Băi, sunt anumite ore când e imposibil să treci pe acolo. De ce? Pentru că vin, trag mașina, au tras mașina și își rezolv problema. Adică, ce faci mă acolo? Îți blochează bulevardul? Păi, trebuie să-l înțelegi cumva. S-a dus să își ia copilul. Da, pun eu întrebarea, grădinița sau școala aia, Ion Creangă, da, e din Opcin, da? E arondată Opcin. De unde ai venit, mă, cu mașina aia? Din Burdujeni? De unde? E că nici nu avem o logică din punctul ăsta de vedere. Din Opcin să mergi până la școală, pe jos, chiar e o... Da, e complicat. Trebuie să scoli copiii dimineața la 6, trebuie să le dai să mănânci, trebuie să îi pregătești dimers. Copilul e somnoros, nu de randament. Mai degrabă să urcă în mașină, frumușel, în 3 minute este la școală. Sau 4, sau 5, sau 3? 6. Chiar credeți ceea ce spuneți? La coada de lângă școală. Așa. Unde mai stă vreo un sfert de oră. Că tu ajungi acolo, dar stai la coadă frumușel. Și dacă mergi pe jos, ajungi și mai bine și mai repede. Da. Te mai dezmorțești. Nu, dar sigur. Deci dacă mergi pe jos, sigur ajungi. Dacă mergi cu mașina și se mai întâmplă și sigur întârzi. O chestie, sigur întârzi. Și pe partea de interior, unii strada Opcine, adică unde mergi și autobuzul pe acolo, ești și autobuzul oprit și maxi-taxi și dacă vii tu cu mașina cu copii, ai de stat la rând până îți oprești mașina în dreptul școlii. Și stai. Este nu mai trafic, bine vii pe jos. Este un trafic înfiorător. Deci eu de-abia aștept dimineața să ies din oraș, să ajung în afara orașului, să ajung în zona în care mă duc. Da, așa am pățit eu ieri. Eram așa de bucuros că am ieșit din oraș. Într-o dată s-a oprit tot. Făcuse un camion, o pană. Se pare corect. Camion care merge cu 40 de km pe oră pe drumul european și ține spatele lui o coloană de mașini. Mașinile astea de școală care merg prin oraș cu 10 pe oră. Eu înțeleg că trebuie să înveți tot felul de prostani care vor să-și ia carnet și care o să fie viitoare victime sau viitori criminali. Înțelegi? Deci eu înțeleg. Sunt unii care sunt proști de băuri și care n-ar trebui să aibă carnet vești și pur, ar trebui să aibă permis pentru mersul pe stradă, nu pentru mersul cu mașina. Atât de proști sunt unii. Nu mulți, dar există suficient. Deci statistica ne arată că există și unul ca să... Deci în plin trafic la ora 3, 4, 5 s-au trezit și școlile de șoferi să facă școală. Hai, acum să spun următorul lucru. Dar, până la urmă și aia trebuie să facă școală. Exact. Când? Da. Eu nu spun poți să găsești... Exact. Ei probabil ar trebui să aibă niște statistici când e mai liber drumul, părerea mea. Și dacă n-au acele statistici? Nu-i neapărat. Nu-i dar neapărat. Trebuie să știi șoferul de atâta timp ăsta... Eu îmi pun întrebarea, oare în ce măsură învață? Bine, se confruntă cu realitatea. Dar ce mare lucru învață dacă... să presupunem, îl iei pe un copil ăsta la ora 8, da? Să facă școala de șofer. Deci mai mult decât că îți consumă nu știu câți litri de motorină, mare lucru nu învață, că merge... Nu, dar nu e vorba de asta, este vorba și de atitudinea instructorilor. Băi, învață-l, băi, să o piști unde are de pișcat și să meargă mai calm, unde are de mers calm. În adică, dreptul trecerilor de pietoni, nu mi se pare corect, mie nu mi se pare corect, de exemplu, să fie o coloană de mașini, să fie drumul cât de cât se poate circula, iar în capul coloanei, în fața coloanei, să fie o mașină de școală care merge cu 20. Bă, frate,
vezi că drumul e mai liber, dai bă să meargă cu 50, bă, că nu pățește nimic, bă, că ești în dreapta lui și ești atent, ai dublă comandă la cotonoage, apeși pe frână dacă vezi că e prost și calcă pe accelerație ca nebunul. Ai mâna stângă cu care poți să-i ghidezi volanul, poți să-i faci o droaie de chestii, poți să dai una pistic up, poți să-i scoți cheia din contact. Bă, tănăule, dă-te jos, las pe altul, du-te acasă, înțelegi? Deci poți face foarte, foarte multe chestii, dar cu condiția să... tu ca instructor să ai minte la ceea ce faci acolo. Dacă tu stai pe Facebook, pe telefon sau te uiți după gagici pe stradă în timp ce ăla face ori cu tine, zic totul altceva. Adică eu am văzut foarte multe situații în care merg cu 20 nejustificat. Nejustificat. Frate, lasă să duc un pic pentru că astfel mai degrevezi traficul. Și învățați-i, bă, dragi instructori, să fii politicoși, bă. Învățați-i să nu blochezi banda întâi când este verde intermitent la dreapta. Învățați-i că atunci când un om face o manevră, chiar de întoarcere, că poate omul are treabă, să-l lase să se ducă. Învățați-i că prioritatea se dă când este de dat. Învățați-i să uite în stânga și în dreapta. Și în general să fii politicoși. Dacă nu i-au învățat măsa și cu tațul în cei 7 ani de acasă, învățați-i voi că aveți acces la ei. Înțelegi? Deci educația rutieră începe din școala de șofer, pentru că cred că educația rutieră pleacă din școala nu generală face de la grădiniță. Nu face nimeni și nu interesează. Doamnele, se făcea pe vremuri la generală. Se făcea pe vremuri, da. Doamnele astea care fac la grădiniță la școala generală sunt ocupate cu proiectele. Cu decât să lipim niște pompe pe o hârtie și să vai ce proiect frumos am făcut 10. Înțelegi? Cu asta fac ele. Și mie mi-a rămas încă din școala generală, da, din școala generală, mie mi-a rămas în cap. Ești pe trecerea de pietoni, da? Pardon, sau te gândești să te angajezi în traversarea străzii pe trecerea de pietoni. Prima oară caști ochii în stânga. Exact. Vezi dacă vine mașină. Ai ajuns la mijlocul străzii? Uită-te în dreapta. Deci asta mi-a rămas în cap. Îți scoți căștile din urechi și scoți... Atunci n-aveam căști, domnul. Aveai radio RIC. Da, era decât o cască. Era decât o cască, nu căști. Deci era galenă de-aia. Într-o singură... Da, o băgai așa prin mânică frumușel la școală, puneai mâna la urechi și ascultai radio și mâncai oranjadă cu pixul, din troacă, direct din pungă. Eu mă gândesc că la străinii dumneavoastră pe asta, nu cum ați văzut pe mine. Vremuri, deci nu. Ăștia, generația asta nu mai știi să sparg un geam, bă. Nu mai știi să mai furi niște spune. Nu-i puneți la ambiție. Dar nu știu, degeaba poți să-i pun, habar n-au. Tutorial? Cum se sparge geamul. Dau așa cu degetul pe geam, de ce? Nu se deschide. Înțelegi? Nu este aplicație pentru spart geamuri, pe smartphone. Termopan e mai costisitor. Să în bolovan. Pentru fiecare termopan s-a născut și bolovanul. S-a născut și bolovanul, da. Când eram mai mic în fața blocului... Stai ca să iasă și rima. Pentru fiecare termopan s-a născut un bolovan. Exact. Da. Când eram mic, certau copiii cu vecini. Bă, nu mai bateți mingea. Da, pac, și așa. Da, exact. Cum eu mă lez, mă joc cu mingea. Ce treabă ai tu cu mine? Aruncă cu pe-al, pac, geamul țăndări. Venea mama, lua 2 lei, ia măsura, punea geamul. La fiecare scară era un moș sau o babă care confisca mingi, da? Care ieșea când băteam noi mingea. Acum, când jucam ascunsa, sau prinsa, pac-pac, bă, da? Sau pătrățica. Sau pac-pac, da? Ce mai despre ce vorbim, bă? Ăștia habar n-au. Bă, treceți încă, ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Care ești comentat? Da. Nu știu. Până și fiic mi-a spune, hai, tata, mai zice ce făceai când erai mic. Da, sunt chestiuni pe care copiii ăștia nu le mai înțeleg. Deci nu mai înțeleg, stau cu ochii în telefon tot timpul, îți triști, îți vai de capul lor, nu știu, e o chestie. Să spună că fiicmea la ora actuală nu știe joace whist, renț, turnip, ceea ce noi în clasa 8 eram campioni, ca să zic. Nu, era obligatoriu, să știi că dacă nu rămâneam de căruță. Apropo de chestie, eu trăiesc cu senzația că ne complicăm singur existența. Păi nu, a devenit prea lejer. Da? Prea lejer. Nu mă mai complic. Nu mai citesc un ziar, nu mai citesc o carte. Enter. Exact. Care enter? Că acum nici nu mai trebuie să dai enter. Da. Acum poți să dai vocal. Te-ai uitat numai la el și tot poate ce să vocal. Ce înseamnă rolul cititului? Da. Rolul cititului. Exact. Exact. Deci e la un loc cu mișcarea. Da. Exact. Îmi făcea cineva o comparație, o similitudine sau încerca să-mi explice, mai știi cum e asta cu alergatul, cu făcut mișcare, cu sport? E exact ca la, că pe așa pricep unii, mai ușor. Exact ca furtunașele alea la motor, din jurul lui Turbo. Da? Alea
dacă o mașină e condusă de subturată, da, da, da. Se depun tot felul de carburi, de calamină, de nu știu ce pe alea. Da? Că aici am ajuns la colesterol. Deci se depun și pe alea, dacă nu o mașină de asta trebuie și alergată, și, adică ea trebuie să se obișnuiască de toate. Da? Dacă nu, ajungi și mergi la mecanic, cum era aia, asta e boala lor. Asta e boala lor, da? Și se explică. Se mire, turbo, gata. Turbo, caput. Jumătate de motor. How much? V-ați dat? 1000 euro. Da. 5000. Da. Adică ceva mai mult. Da. 1000 de euro, hai. Da, deci ei, eu la fel cum e cu furtunașele astea, că nu se folosește, la fel e și cu omul. Dacă nu se folosește și folosirea asta e și cu mișcare și cu... Se depune. Și cum se, se dice la așa... Colesterol, triglice... Ateroscleroza, ateromatoza, ateroscleroza, sunt fenomene prin care vasele de sânge se înfundă, da? Inima face un efort extraordinar de mare să pompeze sângele ăla în corp, pentru că ea întâmpină o rezistență, da? Ceea ce duce la ce? La creșterea presiunii asupra inimii, la hipertrofie, la mărirea inimii ca să poată face față, da. Iar hipertrofia duce la complicații. Decât că poți să faci un infarct, decât că, da, dacă ai muri, cât de murit e simplu, da. Trebuie să te mai și chinui întâi un pic. Să mai mergi la doctor, să mai dai bani pe rețete. Da, trebuie să te mai chinui întâi. Doamne ferește, faci un accident vascular și stai paralizat ca legumă în pat, ce faci? Frate, doamne ferește, faci un infarct și ești plin de stenturi și de alte minuni și este un efort drumul până la baie sau este un efort drumul până la bucătărie să mănânci sau chiar efortul de a mânca în sine este... Eu am văzut pacienți cu insuficiență cardiacă, clasă foarte mare, pentru care era un efort extraordinar de mare să mănânce. Nu vorbim de mersul după telecomandă, să mănânce, da? Deci omul ăla începea să mănânce, obosea, respira foarte greu, se făcea vânăt, stătea un picșor, mai lua două, trei linguri de mâncare. Deci cam asta este insuficiența cardiacă. Astea sunt problemele care pot apărea. Dintr-un stil de viață total și neadecvat. Neadecvat. Adică, să fim bineînțeleși, nimeni nu solicită sau nu propune, gata, de acum... nu vă mai atingeți nici de nici de vicii, nici de nu mai mâncați de aia, nu mai mâncați de aia. Nu cred că există cineva care să spună gata, taie, doar dacă vede că nu mai ai mult. Avem nevoie de așa ceva. Dar cum e aia? Pentru sănătatea noastră, evitați excesul de sare, zahăr, grăsime. E că din fiecare trebuie să fii mai cumpătat. Iar mișcarea, doamne, pune acolo, adică o plimbare de 10-15 minute, eu cred că e obligatorie pentru orice om care se dorește a fi sănătos. Probabil la școală nu se mai face o cultură a sportului, da. cu efecte pe lungă de, să-i spui la copil, profesorul de sport sau la dirigenții, să spun efecte, să chemi. Eu eram elev, țin minte, la liceu, unde au venit doctorul, a explicat mișcare, cu tare, ce înseamnă, cu așa. Bine, că eram sportiv, știam în mare parte, dar alții care nu știau, jucai fotbal, dar nu știai deci care sunt efectele. Da, supra corpului. Deci nu știi. Și astea se învață, de exemplu, și doar la facultate, la fiziologie. Înveți efecte, mișcări, transformările, tot ce se întâmplă în organism. Și asta învață doar studenții și atât. În rest, studenții de educație fizică, nu, și medicină. Dar în restul, nimeni nu învață așa ceva. Să-i spui, domnule, ce înseamnă oxigenarea creierului, apropo de inteligență? Așa. Nimeni nu-mi spune, bă, să vin prin mișcare, oxigenez organismul, duci la creier și ești mult mai liniștit și mai concentrat. Creierul poate funcționa. Dar am elevi după mișcare, obosit fizic. Da. Dar acasă stau un pixel și când încep să înveți, eu zic, domnul profesor, dar ce bine învăț acum. Ce bine învăț când îți scoți stresul, deci mintea, o oxigenare. Endorfinele, da, sigur că da, apar foarte multe schimbări. Bine, apar foarte multe schimbări. Și în special și la nivel metabolic, practicând sportul constant. Pentru că secretul în sport este să-l practici constant. Nu mă duc astăzi și trag ca nebunul 3 ore de fiare sau eu știu ce de naiba fac, beau 50 de beri după aia că eu am făcut sport și trebuie să mă hidratez, înțelegi? Deci asta mi-a plăcut în articolul. Da, ce chestii am făcut eu, iar după aceea, 2 luni, frate, am făcut sport acum 2 luni, ce dracu, m-am făcut bine. Deci nu se poate. În sport trebuie să fii constant. Gândește-te un picșor ce faci tu zilnic.
Eu urmăresc, nu spun în ani, zilnic. Ce faci tu zilnic pentru sănătatea ta? Nimic. Zilnic. Constant. 10 minute, dacă ai alerga ușor sau dacă ai face, eu știu ce altceva, 10 minute, nu-ți trebuie o oră, nu-ți trebuie echipament, nu-ți trebuie abonament la sală, nu-ți trebuie nimic. Corect. Nimic. 10 minute, dar constant în fiecare zi. O activitate fizică. Cât îți permite ție corpul și timpul și tot. Deci, dar 10 minute. Secretul în sport și în sănătate este constanța. Apropo de asta, să știți că au apărut pe device-urile astea, mai nou, tot felul de programașe de genul ăsta. Dom'le, să te îndemne, inclusiv oamenii ăștia au ajuns la concluzia, băi, stai așa, deci nu o să mai aibă cine să ne cumpere pe noi dacă nu-i ținem pe ăștia sănătoși. Și atunci au inventat programașe de astea, adică să te avertizeze, băi, ai făcut prea puțin. Uite ăla cu Pokémon, era foarte bun. I-am văzut pe copii la un moment. Bun. Singura chestie că ai noștri copii și un pic mai tântălăi, așa ca să spun, că la un moment dat nu se mai uitau unde, se uitau unde decât merg, după Pokémon, ce apărea pe ecranul. Stai mă, mai uite și stânga și dreapta, da? Și noi aveam concursuri de alea de orientare turistică, da? Da. Dacă se mai uitau și prin prejur, era totul în regulă. Dar sunt, repet, tot felul de programașe care te îndeamnă către mișcare, către respirație. Îți dai seama, dacă te învață telefonul să respiri? Cât de prost fie eu. Acum firme în București, știu sigur la niște prieteni mei, firmele au început să-și facă jos. În pauză le dă pauză. Sală, nu? Da. Du-te sală, jău. Da, tenis de masă, de regulare. Da. Biciclete. Da, exact. Deci acei oameni, patroni sau afaceri, ăștia s-au gândit, bă, dacă ăștia n-au leac de sănătate, apropo de acele minute zilnice. Constant. Nu le faci. Da. Și uite, oamenii au, da, nu zic, București e plin de oameni care fac mișcare acum. Te duci dimineață pe stadionul Tineretului. Aleargă, da. Te duci în Herăstrău, te duci în parcuri, vezi, lumea aleargă. Lumea a început să alerge. Nu, da, mă gândeam, spre exemplu, mă gândeam, acum, cum e în Suceava, e perfect. Ca temperatură, ca ce... Nu plouă, da, nu ninge, nu... Deci, ăsta e un moment perfect să te deplasezi cu bicicleta. Dacă nu te omoară ăștia cu mașinile, știi? Stai cu bicicleta. Dimineața, acum, ia să fi fost câteva trasee foarte line și foarte în regulă pentru bicicletă, infrastructură din punctul ăsta, să vezi parcuri de astea de biciclete în curțile școlilor, că slavă Domnului, găsești loc unde să le amplasezi. Sunt copiii cu bicicleta. Și cam cum ar fi rezolvată și problema asta? Problema. Da. Prin mișcare, prin sport. Eu sunt de acord. În zilele astea, deci în vremurile astea, nu că este necesar, este vital să faci sport. Obligatoriu. Este vital pentru sănătatea ta, pentru că, ți-am spus, mâncarea e foarte proastă, mâncăm numai porcării, aerul pe care îl respirăm este foarte prost, o droaie de chestii, de tentații care te încearcă să te facă să stai lipit de scaun și te uiți ori la televizor, ori la internet, ori la filme, ori pe telefonul, pe orice altceva. Deci nu, este vital. Este vital, pentru că, uite un pic, este o problemă foarte serioasă, obezitatea la copii. Foarte serioasă. Dar obezitatea serioasă. În România, de regulă... N-am ajuns ca americane să fim niște baleni de alea mergătoare. Dar auzi, n-avem, nu ocupăm locul întâi. Da, dar obezitatea la copii. Deci eu văd pe la mine, pe la cabinet, eu văd prin oraș, mă uiți la magazine, cum vin balenele astea de mame. Știi, balenuțe și niște... Da. Biluții care se răstoarnă, că mai degrabă o sar decât o ocolești, știi? Da. La cum e. Și te uiți la copchel. Copchelul la fel ca masa. Obez. Te uiți ce cumpără, ce crapă, ce grapă. Chipsuri, cola, ciocolată, da? Curva mare. Full. Dar vreau și aia, da-ți ia mama și aia. Jeleuri, și gumă, da? Deci cam asta mănâncă. Explică-i tu lui mama aia că, virgulă, copilul va avea 14 ani, va avea 13 ani, mai ales dacă e și fetiță, și va fi dita mai pahidermă ca măsă. Pe lângă problemele psihologice pe care le aduce adolescența, mai ai și handicapul ăsta de a fi cât o balenă, cât o morsă, de a-și bate toată lumea joc de tine și, în general, de a avea dereglări, începând de la cele hormonale până la cele mentale. Din cauza faptului că o îmbuibi, ca pe rață. De ce?
Că așa îți place ție, cred. Și așa trebuie să-i place și să-i placă și lui Ficta. Noi avem nevoie de o singură chestie și eu sunt omul măsurilor radicale, pentru că foarte multă lume are un singur neuron în cap și ăla care le ține urechile lipite de craniu, înțelegi? Deci, eu sunt de părere așa, băi, începând de mâine, da? În magazine găsiți numai salată, da? O bucățică de piept de curcan și o leacă de și o banană. Atât. La revedere. Dar știți că noi vrem... Bă, hai. 2 ani de zile crăpați numai ceva. Cât de sănătoasă era nația română înainte de 89, dacă țineți minte? Max. Când erau decât crevețe. Exact, exact. Și-a murit cineva. Din potrivă, le-a făcut bine. Făceau greva foarte. Din potrivă. Da, alaltă seara. Nu, 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 stai, ne întoarcem. Păstrați-vă ideile, dar trebuie să dau drumul la publicitate, după care venim cu partea finală a emisiunii.